Salutare și bine v-am găsit în pisieria. Eu sunt Mihai și astăzi vă arăt cum se instalează Windows 10 pe un calculator real. Mă rog, în cazul meu este un laptop. Nu am mai făcut chestia asta niciodată. Am instalat Windows-ul de mai multe ori pe live, dar am făcut-o într-o mașină virtuală. Lucrurile sunt un pic diferite față de o mașină virtuală. Chiar mă întreba cineva zilele trecute într-un comentariu dacă Windows 10 vine cu toate driverele nou Windows 10 nu vine cu toate driverele, vine cu un set minimal de drivere de rețea care permit laptopului sau calculatorului să se conecteze la internet și apoi să-și descarce el mai departe toate driverele prin Windows Update sau să le descărcăm noi de pe site-ul producătorului sau din diverse driver pecuri. uri Deci, nu vine cu toate driverele. Dar partea cu driverele o să arăt într-un alt video. Deocamdată astăzi facem doar instalarea Windows-ului. Suntem la meniul de boot. Meniul de boot poate fi accesat de pe tasta Escape în cazul laptopurilor sau F12 sau F11, la fel și la desktopuri poate fi tasta F11, F12, cu mențiunea că la unele laptopuri trebuie să activați tasta de boot din BIOS. Aveți o opțiune acolo, Activate F12 for boot sau ceva de genul ăsta și trebuie să o activați din BIOS. În rest, dacă nu știți care e tasta de but și nu știți să o găsiți, nu este nici F2, nu este nici F11, nici F12, nici, nici Escape și așa mai departe ar fi bine să consultați manualul de utilizare al plăcii de bază sau al laptopului și o să găsiți cu siguranță acolo, trebuie să scrie care este tasta de but. Haideți să butăm și noi, avem două opțiuni de but, Windows Boot Manager este Windows-ul deja instalat și UEFI Kingston Data Traveler este stick meu cu Windows 10. Și vreau să fac o paranteză, vedeți că am doar două opțiuni de but. Da, pentru că laptopul este în UEFI Only Mode, este dezactivat CSM-ul. CSM-ul permite butarea de pe medii de stocare non-UEFI. În cazul meu n-am nevoie de așa ceva pentru că laptopul va fi folosit doar cu Windows, teoretic, bine o să aibă și Linux la un moment dat, dar acum pentru tutorialul ăsta va fi folosit doar în modul Windows. Stickul trebuie să fie făcut în mod UEFI și dacă nu știți să faceți un stick în mod UEFI, nicio problemă, puteți face stickul cu Media Creation Tool și va fi făcut în ambele variante și UEFI dar și uh, legacy, așa că nu o să aveți probleme, veți putea buta cu acest stick de Windows 10. V-am și arătat, de fapt, un tutorial o să pun un card în partea dreaptă. Uh, acest stick poate buta și pe laptopuri UEFI, și pe laptopuri legacy, și în toate felurile. Este un stick universal cu Windows 10, de aceea vă recomand să-l faceți pe acesta, și să nu vă complicați cu alte softuri gen Rufus. Deja, numai, Rufus a devenit cam inutil pentru pus Windows 10, doar dacă puneți Windows 7, în rest uh, ar trebui să meargă. Media Creation Tool cu Windows 10 fără niciun fel de problemă. Haideți să butăm, o să mă duc aici și o să selectez UEFI 2.5 Kingston Data Traveler, ăsta e stick meu, o să dau Enter și în momentul de față mă întreabă ce versiune de Windows să instalez, pe 64 de bit sau pe 32, evident că o să pun pe 64 de bit că laptopul are 16 GB de memorie RAM, dacă voi aveți un calculator mai slab, să zicem că aveți mai puțin de 2 GB de RAM, puteți merge pe varianta 32 de biți. Dar în curând cam toate softurile vor migra către 64 de biți. Deci, deja sunt variante pe 64 de biți ale softurilor, dar ele ușor, ușor migrează toate softurile către variante doar pe 64 de biți. Ok, eu o să tot focusez pe parcursul videoului ca să vedeți voi bine. Aici trebuie să alegem limba de instalare și în cazul nostru este doar engleza pentru că nu este multilingual, nu este un stick cu mai multe limbi. Uh, time and Currency Format English, puteți să puneți de aici română Dar asta este pentru uh, Cum să vă zic eu, pentru instalare uh, Chestiile de setări Pentru limbă și pentru uh, Currency Format și așa mai departe uh, Nu se salvează Adică nu rămân în Windows Așa că puteți să le face și după aia Dacă vreți să schimbați de exemplu Currency Formatul, Time Zone și așa mai departe Ok, o să dăm click aici pe Next Și aici avem două opțiuni Install Now și Repair Your Computer. Dacă deja aveți o instalare de Windows care nu funcționează și vreți să încercați să o repărați, puteți da click pe Repair Your Computer. Eu nu o să fac chestia asta pentru că se presupune că n-am o instalare de Windows, deși am o instalare de Windows, dar uh, oricum o să tot de pe SSD. Click pe Install neau. Mamă, îmi place că e foarte mare cursorul. Și-a dat seama uh, că e un laptop. Instalarea de Windows și-a făcut cursorul mare, mare, mare și interfața este mare, 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 ceea ce e foarte bine că o să vedeți voi pe cameră. Eu sunt tot încerc să focusez ca să citiți voi textul aici. Activate Windows. If this is the first time you're installing Windows on this PC, or you're installing a different Windows, you need to enter a valid Windows product key. Deci dacă puneți Windows pentru pe un calculator, aveți nevoie de, un, de o cheie de produs validă. Normal că eu am instalat Windows pe laptopul ăsta, că doar ați văzut în clipul anterior, dar dacă voi să zicem că pentru prima dată și v-ați cumpărat Windows-ul, puteți pune aici cheia de licență. Dacă nu aveți o cheie de licență, pur și simplu I don't have a product key și terminați cu discuția. După care aici avem o suită întreagă de versiuni de Windows. Avem așa, Home, Home N, Home Single Language, Education, Education N, Pro, Pro N. Ce înseamnă variantele astea cu N? Sunt niște variante care nu conțin pachetele multimedia, media player și mai nu știu ce nu conțin, pentru că și-au -o, o amendă de la Uniunea Europeană cu foarte multă vreme și au creat aceste... Opa, cred că am, am vibrat masa. Și-au creat aceste pachete cu uh, media extension sau cum se cheamă, scoase afară, pentru a nu mai lua amendă de la Comisia Europeană sau de la Uniunea Europeană, în fine. Uh, ideea e că eu o să inseraz Windows 10 Pro simplu, că pentru ăla are licență laptopul și o să dau click pe Next. Și acum vine partea de selectare a partiției, de instalare și așa mai departe. Evident, toată lumea citește chestiile astea. Nat. Eu nu le citesc, sincer, nu știu ce scrie aici. că e de bine. Și acum avem două opțiuni. Upgrade, install Windows and keep file settings and applications sau custom install Windows only. Evident, voi da pe custom pentru că vreau să instalez Windows-ul de la zero. Am foarte, foarte multe partiții. Pot să vă explic ce cu toate partițiile astea. Asta e partiția de uh, Linux, cred. Asta este spațiu nealocat, tot fel de partiții pe aici. Astea sunt partițiile Windows-ului, da? Astea de aici. Asta e partiția, asta partiția de Linux și este e spațiu nealocat, din ce văd eu. Whatever. O să le ștergem pe toate. Clic pe fiecare și delete. Și așa o să fac la fiecare partiție. Așteptăm puțin. Da? Delete. 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 Deci asta este o chestie foarte boring, dar trebuie să o facem. În cazul în care, în cazul în care, fac aici o paranteză, nu vă apucați să dați delete ca mine. În cazul în care voi aveți o partiție D pe care aveți date, nu dați delete toate partițiile. Uitați-vă atent. Și cel mai bine ar fi să vă redenumiți partițiile înainte de reinstalare. Mergeți pe partiție, dați, deschideți disk clic click pe partiție, nu dublu clic, clic pe partiție, după care apăsați F2. Da? de pe tastatură și o să vă apară să redenumiți partiția. Și o redenumiți. Îi spuneți partiția ce îi spuneți Windows și partiția de îi spuneți date. Și de partiția de date nu vă atingeți. Dacă aveți mai multe partiții, redenumiți-le pe toate. Da? Nu le lăsați local disc. Că dacă le lăsați local disc, s-ar putea să le încurcați. Bine, trebuie să vă uitați și la dimensiunea partiției. Acum, de fapt, asta cred că e spațiu alocat și știu și de ce e spațiu alocat E spațiunea alocat pentru că, și de ce spațiu alocat? Este un spațiu alocat pentru overprovisioning la SSD-uri. Sunt niște sectoare pe care SSD-ul le alocă pentru, momentele, pentru momentele în care am unele celule de pe SSD pică. În momentul în care se strică niște sectoare și aici se, practic, ei iau celule și se realochează. E un fel de protecție a SSD-ului. partiția asta nu cred că pot să o șterg. Nu, Poți să fac o partiție nouă, dar nu pot să o șterg. Ok, o să o las așa și nu e nicio problemă, că oricum din Windows o să-i spun din nou să fac acolo over provisioning. Acum, putem să dăm click pe New și să facem o partiție de capul nostru sau putem să dăm click pe Next. Avantajul când dăm direct click pe Next este faptul că partițiile de recovery și partițiile de boot și așa mai departe se fac automat și noi nu trebuie să ne batem capul. Dăm click pe Next, și în momentul de față s-au făcut toate aceste partiții. Windows nici nu mai întreabă. Avem o partiție mare de vreo 400 ceva de giga și mai există partițiile acestea de recovery care sunt vreo 3-4 în cazul UEFI sau una singură în cazul în care Windows este instalat în mod legacy. Pe acele partiții sunt tot felul de tool de recovery, codul de boot și așa mai departe. Nu se mai păstrează acum fișele de boot pe partiția de sistem. Asta este o chestie de ținut minte. Hai să vedem dacă mai focusează, dacă se mai întâmplă ceva. Începe instalarea și eu să pun pauză, sincer, pentru că durează destul de mult și ne întoarcem imediat cum se termină. Iată și restartul de care vă spuneam. O să dau clip pe restart. Nu are sens să așteptați. Și în momentul de față chiar puteți scoate sticul. Uitați că am scos sticul. Așa că se vede. Eu plin sticul pe aici pe în față, dar nu se vede. <laughs> e prea, am întunecat prea mult ca să... Ia să vedem. Băi, să știi că e bine cum filmează, adică... Băi, să știți că e bine cum filmează. Acum începe starting services, getting devices ready, getting ready. Se instalează acele drivere minimale de care vă spuneam pentru a avea acces la internet și pentru a putea să descarce drivere și actualizări. Asta este foarte important. Partea asta cu getting ready s-ar putea să dureze ceva, însă nu atât de mult, nu vă speriați. Poate să maxim 5 minute, depinde de device și dacă aveți SSD, că și partea cu copierea fișierelor depinde foarte mult de pe ce instalați, dacă instalați de pe un stick rapid, dacă instalați de pe un stick lent, dacă instalați pe hard disk, dacă instalați pe SSD și așa mai departe. Acum mai dăm un restart laptopul pentru că merge la partea finală, partea a treia instalării unde ne punem noi userul și parola, unde ne conectăm la Wi-Fi și așa mai departe. Dacă n-ați înțeles, dacă aveți nelămuriri despre orice parte a setup-ului, puteți să mi le adresați în comentarii întrebările legate de instalare. Ok, hai să mai focusăm o dată, să fim siguri că se vede totul bine. Aici ne punem să alegem regiunea și eu o să pun la regiune România, evident. Yes. Apoi prima dată vă sfătuiesc să puneți layout-ul de keyboard US dacă aveți tastatură US, ceea ce eu am pe laptopul ăsta și apoi să adăugați un alt layout cu România. Încă nu merge să apeși R și să te ducă la România mi se pare o tâmpenie și să dai o scroll manual până găsesc România e generală, Da, asta e. Și avem aici. Rusia, Moldova, România, Romania. România. Și România, România. Next. Și apoi aici aveți o grămadă de layout-uri. Eu vă recomand să lăsați Romania Standard, Air Layout. Și aici vreau să mă conectez la rețelele wireless. Nu o să fac chestia asta acum. I don't have internet. Sau pot să-i pun, de fapt, știți ce o să fac? O să-i pun un cablu de rețea și dacă merge internetul bine, dacă nu, la fel de bine, na, Wi-Fi nu-i dau în momentul de față. Ia să vedem dacă pun eu cablu de rețea, se conectează oare la internet? Sunt curios, ia să vedem. Hai. Ar trebui să recunoască placa de rețea din laptop, placa de rețea pe fir, nu placa de rețea wireless. Și se pare că da, a recunoscut care internet. O să dau click pe next, ceea ce e foarte bine. Now we have some important setup to do. Și aici la faza cu now we have some important setup to do e faza legată de crearea unui cont Microsoft sau introducerea unui cont Microsoft, crearea unui cont local uh, și setările de privacy și uh, telemetrie, ca să zic așa. Oricum îi o să trimite date, deci nu vă gândiți că nu o să trimite. O să trimite în continuare date și dacă dezactivați toate chestiile alea trebuie puse niște softuri care blochează de tot telemetria dar despre asta vorbim într-un alt video. Avem un video cu drivere, avem un video și cu telemetrie și o să vorbim despre toate astea. Uh, how would you like to set up? Set up for personal use or for an organization? Evident, pentru că suntem de de casă, o să alegem personal use, click pe next. După care aici sign in with Microsoft, dacă aveți cont de Microsoft și sunteți ok să vă puneți un cont de Microsoft, puneți aici contul, dacă nu offline account fără probleme. O să vă tot îmi trebuie sign in to enjoy full range, the full range of Microsoft apps and services, bla 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 și o să dau click pe limited experience care este suficient pentru mine și o să-mi pun un user, o să pun userul generic. Eu pot să pun Mihail de fapt ea. Mihail. Next. Parolă, o să-mi pun parolă, dar nu mă interesează. Vedeți că tot ne în, ne bagă pe gât contul offline. Nu, nu vreau chestia asta. Next. Și aici începem să dăm cu yes și nou. Do more across devices with activity history. Să vă ținem minte activitățile, să puteți transfera activități între device-uri, mă activități. Programe, taburi deschise și așa mai departe. O să dau click aici pe nou, nu mă interesează. Și do more with your voice. Use online speech recognition, nu vreau online speech recognition, nu vreau să mă registreze tot timpul. You won't be able to use dictation or talk to Cortana or other apps that support Windows Cloud based speech recognition. Nu, nu mă interesează. Nu folosesc Cortana. You won't be able to get location based experiences. Nu mă interesează nici asta. Let Microsoft and apps use your location. Nu mă interesează. Find my device. Nu. E un laptop. E un laptop. Deci e un laptop. Nu trebuie să n-are GPS oricum deci o să dau click pe nou Send diagnostic Data to Microsoft full și basic nu există setarea de off din păcate trimite date puteți vedea ce date trimite din ce știu eu că se poate verifica chestia asta atunci mi se pare foarte ciudat Nu ar trebui să trimită date adică să există o setare mai ales când plătești niște bani pe Windows. 100 de euro pe varianta Home și vreo 199 pe varianta Pro. Frate, lasă-mă să dezactivez, să nu trimit niciun fel de date. Uh, mă rog. Accept. Improving and typing nu mă interesează. Accept. Get tailored experiences with diagnostic data. Nu, 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 tips, nu ads, nu nimic. Vrea să -mi Microsoft vrea să vadă ce fac pe calculatorul meu, deși oricum vede că am setarea basic, și să-mi trimită reclame, tips and tricks. I don't need that. Let apps use advertising ID. <laughs> Ți se face un profil, chiar dacă tu nu ești logat cu un cont Microsoft, ca să-ți ofere reclame, jocuri personalizate, o să vedeți că după instalare o să avem Candy Crush. N-am nevoie de ele, dar ele se vor instala. Chiar dacă nu am pus un cont Microsoft și nici n-am deschis Windows Store sau Microsoft Store, mă rog. Uh, let apps use advertising ID. Dacă dau pe nou, vedeți, the number of ads you see won't change. Adică o să am în continuare reclame, dar nu vor mai fi relevante. Scuze că am pus degetul, am vrut să focusez din nou. Mi se pare o tâmpenie, da, asta e. Windows 2020. Accept. Și acum s-a terminat procesul de instalare, just a moment. Și o să apară o chestie cu uh, Hi, or setting up Windows for you, bla bla bla, sau poate să mai dea un restart în funcție de ce a instalat el în spate. Pentru că el în spate descarcă primul set de driver. Fără să facem noi nimic, descarcă primul set de driver. Descarcă driver video, descarcă driver de sunet și descarcă driver pentru celelalte device-uri, o câteodată nu face chestia asta. Dar să tați descarce driver mai vechi și o să vedem chestia asta imediat. Acum suntem la gestă moment, o să încerc eu să focusez din nou. Ok, și practic este ultimul pas, probabil că o să mai dea un restart, depinde de laptop și depinde și de versiunea de Windows. Dacă e o versiune mai nouă, teoretic aici trebuie să mai existe un restart, la mine e 19.03 pe sticker, n-am -am făcut stick cu 19.09. Pentru că 19.09 se descarcă cu orice alt update, e un update micuț și n-are sens să fac un stick nou pentru, pentru 19.09. Dar să vedem ce se întâmplă acum la Just a Moment. S-a auzit ceva? Deci avem sunet. Ok și gata fără ah, ok restart required uh, your PC needs to be restarted to finish setting up devices ok mi-aș zis că trebuie să dau eu restart manual vedeți că se descarcă niște chestii aici de care eu n-am nevoie dar pentru că a prins net descarcă tot felul de chestii uh, ciudățele hai să vedem uh, cât de repede se restartează practic acum Windows-ul este complet instalat Urmează să facem setările de bază pentru Windows. O să fac un video separat, deja e al patrulea video de care vorbesc, inclusiv pe ăsta cu instalarea Windows-ului, în care o să vă arăt mai multe setări dacă vreți. Îmi scrieți acolo în comentariu și o să facem. Ia să vedem ce drivere s-au instalat și cât de noi sunt aceste drivere care s-au instalat. Restart required. Your PC needs to be restarted to finish setting up this device. O să mai dăm o dată, Restart Când e mai o dată restart Ca a instalat touchpad-ul Sunt curios dacă funcționează touchpad-ul pe laptopul ăsta Pentru că Laptopurile de gaming în general au probleme cu touchpad-ul Pe Windows Și pe Linux Pe Linux nici măcar nu merge touchpad-ul laptopului ăsta uh, na. Asta e Dar măcar se mișcă bine laptopul În general V-am spus ce specificații deci, are Și pe specificații lui se mișcă extraordinar de bine Ia să vedem dacă merge touchpad-ul Nu merge touchpad-ul Haideți să scoatem mouse-ul. Deci vedeți că mouse-ul se mișcă, da? Dacă eu o să scot... Dar nu pot să scot mouse-ul, e pus într-o poziție. Ia să scoatem noi mouse-ul, să tot vibreze masa. Hai să vedem. Nu merge touchpad-ul. Deci el a instalat driver de touchpad și touchpad-ul nu merge. Because gaming! Asta este una dintre problemele laptopului asta Da, e ok, o să ne descurcăm cu mouse-ul. Hai să vedem ce driver ai instalat și de când sunt aceste driver. Ca să facem chestia asta, o să scriem aici la Search, Device și Manager. Device, Manager. O să dăm click și are toate driverele instalate, teoretic. Hai să uităm la, de exemplu, la Display Adapters. Microsoft Basic Display Adapter și Nvidia GeForce GTX 860M. Deci driverul de Intel l-a sărit complet din schemă. De când este driverul ăsta pentru 860? Sunt tare curios. Din 2017. O, ce driver? Eu vă spuneam într-un video anul trecut cât de noi sunt driverele instalate de Windows. Așa că va trebui să instalăm noi drivere. Văd că acum am instalat un driver. Cred că a instalat intel Nu? intel -ul? Da, a instalat Intel-ul. Hai să vedem când este driverul de Intel. Din 2016. Foarte frumos. Ăsta nu l-am mai schimbat, nu? N-am mai pus un driver nou, nu? nu. No. Ok. O să vă arăt în video cu drivere cum se instalează toate driverele, dar acum haideți să vă arăt cum facem niște setări de bază. Vedeți că ora este 4 și 32 am. Nu e clar nu e ora asta la care filmezi o video asta, e mai degrabă undeva la vreo 2 și 32, după amiază sau 1 și 32 sau 3 și 32. Oricum clar nu este ora de acolo. Mergem pe adjust date and time. Și aici de la time zone de pe Pacific USA o să mergem și o să punem Atena București și acum vedeți că e 2 și 32 și dacă vreți să aveți formatul în limba, formatul românesc, da, să nu scrie 12, 29, 29, 12, -a. se poate face și chestia asta, la region aici, e România și la regional format, aveți jos aici, România în România și s-a schimbat. Ok. Acum, eu mai fac niște setări Astea țin de preferința mea personală, vă puteți să le face sau să nu le faceți. Prima dintre setări este să dezactivez bara asta urâtă de search, de care n-am nevoie, sincer. O să merg aici la search și o să-i dau hidden. Stai să mai focusez eu o dată să fiu sigur că se vede bine. O să dau hidden aici. Apoi o să dezactivez task view button. O să scot aplicația de mail și aplicația de Windows Store, Microsoft Store, cum să o numim. Nu le folosesc. O să pun pe desktop iconițele de mai Computer, User Files și Control Panel. Ca să faceți chestia asta și voi, clic aici pe Personalize și apoi clic pe Teams. După care aveți o chestie aici cu Desktop Icon Settings și puneți Computer, User Files și Control Panel. Puteți pune și Network dacă vreți. Eu nu o să fac chestia asta și apoi un refresh ca să se pună în ordine. După aceea, mai fac eu niște setări, dacă vre, voi vreți să le faceți, le puteți face, dacă nu, nu. Sincer, eu nu sunt mare fanul acestor animații cu murcă și coboară, ferestre și așa mai departe. Așa că mă duc aici la Properties. Apoi merg la Advanced System Settings. La Settings, aici pe Performance, da? Performance Settings. Și debifez Animate Controls, Animate Windows, Animations din The Taskbar și aceste trei cu Fade. Da, restul le las, nu mă deranjează. După care, tot aici la Advanced System Settings, mergem la Startup and Recovery și de aici o să debifez Automatically Restart. Ce înseamnă asta? În momentul în care Windows-ul are o eroare, de un BSOD, se întâmplă ceva, BSOD-ul rămâne pe ecran și pot vedea eroarea. Dacă eu nu sunt la calculator, dar sunt plecat în cameră sau sunt plecat undeva și calculatorul este deschis și dă în timpul ăsta un BSOD, când mă întorc eu, el rămâne și îl pot vedea pe ecran. Încă o chestie pe care vreau să o fac este să activez extensiile la fișiere și să activez fișierele ascunse. Mergem mai computer disk PC, mă rog, pe View, apoi Options și de aici o să mergem la View și dăm Show Hidden Files, Folders and Drives. Scuze, scuze, scuze și apoi o să dau hide extensions for known type files, for non file types, mă rog, și debifăm de aici și extensiile nu vor mai fi ascunse. Adică o să apară în loc de new document. New document simplu, o să apară new document.doc. Ok. Vă spuneam de redenumitul partițiilor ca să știți care e care atunci când instalați Windows-ul. Foarte simplu, selectați partiția F2 și dați un nume, eu o să-i dau Windows. Da? Hai mă. What the fuck? Eu nu văd tastatura că îmi ia fața telefonul. O să zic că access denied, you, need to provide administrator permissions, continue, yes. Și practic schimbă numele. Nu e o mare chestie. Ia să vedem ce mai, ce mai făceam eu prin Windows. Am instalat de mult windows de aia <laughs> eu instalez la Windows-ul. oricum, după cum vedeți, Windows este activat că a avut în trecut o licență și este activat. Uh, următoarea chestie pe care o fac, dar o să o fac în video următor ca să nu lungesc pe asta, este să descarc toate update-urile și când descarc toate update-urile, descarc și toate driverle uh, driverele pe care le poate la Microsoft, după care o să vă arăt și cum actualizăm driverele. Văd că acum nu mai focusează. Sincer nu mai contează, că deja s-a terminat instalarea. Cam asta a fost videoul de astăzi. Eu am fost Mihail, voi ați fost în pisieria. Dacă aveți întrebări la care n-am răspuns în video ăsta, o puteți să-mi adresați în comentarii, le aștept cu, cu mare interes și cu mare drag. Noi ne vedem data viitoare când pe același laptop pot să vă arăt cum instalați toate drivele.